Unii trebuie să muncească, trebuie să facă o emisiune. Așa că am trimis un reprezentant pe Beatrice, colega noastră. Bună dimineața, Beatrice! Ia zi-ne, e greu la muncă? Ei, bună dimineața! Să știți că e greu tare de tot în dimineața aceasta. Avem croissant, limonadă, cafea, e greu. Avem revistă nouă și trei femei super, super cool! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mamă, ce petrecere așa, dis-de dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Revistă nouă, copertă super tare. Da, cu trei doamne, două prietene pe care le iubesc foarte mult. N-a fost ideea mea, să știți, nu vreau să-mi asum meritele. A fost ideea lui Noemi. Mi-a zis odată cumva în glumă, eu am luat-o foarte în serios, pentru că eu o iau numai în serios pe Noemi. Și așa a ieșit această copertă de care sunt foarte mândră. Zi Noemi adevărul. Zic adevărul, dar să știi că eu nu m-am propus pe coperta. Invitația a venit din partea Andrei și m-am bucurat foarte mult. Cred că ești tânăr la orice vârstă. Asta cred eu. Deci 50 plus ar contează spiritul, nu? Da, sper, pe asta mă bazez. Știi cum a venit pentru mine propunerea? Mi-a scris Andreea, ai o problemă cu vârsta? Cu vârsta cui? A ta? Nu! Facem o copertă? Facem! Power 50? Facem! Eu oricum sunt a mai bătrână dintre ele, pentru că eu am împlinit în martie. Da, cu câteva luni. Nu, și mi s-a părut că vine foarte bine, pentru că coperta trecută, numărului trecut, era cu patru tinere superbe și am vrut să arătăm că vârsta chiar nu e o problemă dacă... Și noi în bobârnac. Da. Tinereții. Dar ce? Se schimbă ceva atunci când treci de pragul de 50 sau când ajungi la 50? Cu siguranță se schimbă, dar pe de altă parte, așa cum îi spuneam Cristinei Stănciulescu, una dintre jurnalistele care a făcut interviurile cu noi, fiecare an îți aduce ceva atât de interesant încât e păcat, știi? Să nu vorbești despre anul respectiv și... Ce am trăit între 40 și 50, n-am trăit între 30 și 40, corect? Eu am o vorbă, colegele mele de la teatru râd și probabil că pun sub semnul întrebării veridicitatea spuselor mele. Eu nu mă dau pe cea care am fost la 35, jur! Pentru că sunt atât de... mă cunosc atât de bine, mă simt mult mai puternică și sunt fericită pentru și recunoscătoare pentru tot ce am la această vârstă. Vă mulțumesc foarte mult, v-am auzit vorbim ceva mai devreme de un selfie. Nu e petrecere fără selfie, așa că încheiem și noi vreau să imortalizez acest moment, da?